Elevele antrenorului Dan Valentin sunt favorite la victorie în confruntarea cu trupa din Capitală, echipă pe care a învins-o constant în ultimii ani, atât pe teren propriu cât și în deplasare. Gazdele au două victorii în acest sezon, vin după eșecul 22-28 de la malul Dunării cu Danubius Galați, dar sunt pregătite să obțină cel de-al treilea succes în fața formației de pe locul 8, Spartak București, care până acum a adunat o singură victorie. Pietrencele sunt pe locul 7 cu 6 puncte și vor juca de la ora 11 la sala polivalentă într-un meci arbitrat de cuplul Bădeliță Popovici din Suceava și Botoșani. Un meci din runda a 6 s-a jucat în devans, CS Buzău impunându-se cu 34-30 pe terenul celor de la Activ Plopeni. În celelalte jocuri se întâlnesc CSM 2 București, Știința București, Universitatea Constanța, Știința Bacău și Școala 181 București, Danubius Galați, iar CSU Târgoviște va sta.